Salutare și bine v-am regăsit într-un nou clip. În clipul ăsta, stați un pic să cobor de aici. Bun. Am fost primit un comentariu că de ce nu lucrez cu drujba. Pentru că cu circularul tai mult, mult mai repede și mai drept decât cu drujba. Reglez talpa pe înălțime și tai și tocmai, haideți să vă arăt cum a ieșit ceea ce am vrut să tai. Uitați, tăitorul cu circularul, cadrul din depărtare, asta a fost tăitura, a ieșit super. Dacă îi dădeam cu drujba, atingeam vopseaua asta și se vedea foarte urât, așa mi-e curată, super mișto. De aia nu am tăiat cu drujba, nu că nu am. Și totodată am vrut să vă mai arăt cum fac. Aici e terasa și aici punem lambreu. Imediat dăm cadrul de jos și acolo lambreu, unde a rămas golul ăla, și acolo am pus scânduri. Și a ieșit exact ca aici. Cum se vede, aici am făcut într-o altă zi și am pus și folia, ca să plouă în weekend, să nu mi murdărească lambreu. Cum spuneam, aici o să fie în lambreu, ca să vadă frumos de la exterior. Salutați-l pe Micuțu! Da, e părut cam des în filmările mele, poate ceri nașul drepturi de autor, că nu-i bun. Când zic că tăiam acolo și mi-am amintit că vreau să vă răspund de ce nu folosesc drujba. Nu că n-aș avea drujba, avem drujba. Avem și la benzină și la baterie. Și nu, chertările nu se fac cu drujba. Pentru că dacă faci o chertare cu drujba, iasă exact așa. Iar dacă faci o chertare la circular, iasă așa. Aici a fost grinda aia care am tăiat-o. Uite, e altă chertare cu drujba. Ca din topor iasă. Nu-i bun, nu-i frumos. Chiar iasă mișto. Să dăm astea jos, să se vadă și mai mișto. De acum folia și capse. Bine, leațurile, contraleațurile, cărlege, șcheaburi și apoi tabla. Așa se vede de sus, lambriu, așa se vede dreptul. Și așa se vede de aici, bine, aici nu a ajuns vopseaua și am dat doar pe lateral ca să nu murdărim lambriu, că după aia o să vină cu lac incolor. Și cam așa o să se vede, cum se vede partea aia. Și o să vadă și aici. Și aici, din cauza că vine izolat cu vată, s-a mers pe alt sistem. Bine că trebuie să mai pun și tija filetată. Cam să capsăm folia să fie protejat lambriul ăsta și cam atât pe asta. Hai, spor să aveți orice ați face.